vor fi noi măsuri populiste, bugetul nu este un sac fără fund și toate aceste măsuri sunt ca să încerce să-și îndeplinească promisiunile din campanie, dar nu neapărat, pentru că nici condamnatul Dragnea, care controlează acest guvern, și nici toți cei din guvern sau din parlament, mulți penali, de fapt nu au vreo... nu simt vreo obligație morală să respecte promisiunile din campanie, dar o fac ca să rămână la guvernare și ca să țină lumea mulțumită, o parte din lume mulțumită, și ca să le cumpere liniștea. E foarte important asta, pentru că, de fapt, tot ce fac se leagă de ce plănuiesc să facă și au și început să facă, și mă refer la atacurile pe justiție. Cumpără liniștea unora, că le măresc pensiile, că le mai scad impozitele, că le scad, da? Le mai dau niște bani, ca să tacă din gură. Acest cumpărat de liniște este pentru a-i face să tacă și a trece sub, cum să zic, a ignora ceea ce urmează, atacurile la justiție. Am văzut ce a făcut avocatul poporului, este inadmisibil, nu există nicio țară din lumea asta ca avocatul poporului să ceară să fie declarată neconstituțională o lege care prevede că nu ai voie să ai condamnat penal într-un guvern. Cumpără liniștea oamenilor pentru Cred că lucrurile sunt legate, sigur, dar ei lucrează planificat. Însă, iată, nu a reacționat imediat la această sesizare a avocatului poporului. Un semnal moderat al președintelui CCR a venit. Va fi analizată această solicitare, poate undeva în primăvară. Au cerut multe puncte de vedere. Da, am mai văzut asta și statului. Avocatul poporului, președintele avocatului poporului de astăzi este cel care a fost în anul 2012 pus de PSD. Dar, în fine, eu sper că curtea o va declara constituțională, pentru că nu are nicio legătură cu Constituția. Și acum hai să ne gândim, vrem noi în România să avem această unicitate, să avem un guvern condus sau compus din miniștri condamnați definitiv? Penal, evident. Cuvântul condamnat înseamnă condamnat penal. Nu are nicio legătură cu dreptul de a fi ales, de pildă. Condamnatul Dragnea a intrat în Parlament. Nu l-a împiedicat nimeni să candideze la Parlament. Nu este singurul care e aflat într-o situație de genul pentru că acesta. Din păcate, a vrut să fie prim-ministru, da? Și acum s-au trezit să atace legea la curte. Deci nu l-a împiedicat nimeni la dreptul de a fi ales. Dar una este în Parlament, deși eu aș interzice și în Parlament, asta e altceva. Avem o Constituție care nu ne permite. Dar în guvern poți să spui fără miniștri condamnați penal sau anchetați penal. Nu? Poți să spui asta. Ați văzut argumentele lor. E interzicerea unui drept normal pentru toată viața. Acestea ar fi argumentele pentru Ați văzut în vreun document național, internațional, dreptul de a fi ministru? Nu, ai dreptul de a nu fi arestat pe nedrept, dreptul la viață, dreptul de a nu fi bătut de poliție, dreptul la libertate de exprimare, dreptul la viață privată. N-am văzut nicăieri. Dreptul, nu există dreptul la a fi ministru.